În ultimii ani, școala gimnazială Constantin Brâncoveanu a avut mereu reprezentanți la fazele naționale ale concursurilor și olimpiadelor școlare. Anul acesta, 3 elevi vor reprezenta unitatea de învățământ la competițiile naționale de limba română, chimie și geografie. Un an prosper pentru unitatea noastră școlară în ceea ce privește rezultatele la olimpiade și concursuri naționale. Într-adevăr, anul acesta avem 3 calificări la etapa națională, la Olimpiada Națională de Limba și Literatura Română, prin eleva Bărbuia Maria, sub îndrumarea doamnei profesor Stroie Luiza, la mica Olimpiadă de Geografie, concursul Terra, prin elevul Mitrițoia Daniel, sub îndrumarea doamnei profesor Sincu Lucia, și la concursul național de chimie, eleva Ardeleanu Mihaela, sub îndrumarea doamnei profesor Urzicianu Raluc. Se vede că munca titanică depusă de-a lungul anilor a dat roade, iar performanțele deosebite încununate cu succes la olimpiade și concursuri județene merg mai departe pentru unitatea noastră școlară în ceea ce privește rezultatele. Elevii noștri și-au ales drumul corect, au găsit cheia succesului și sperăm că împreună cu sprijinul cadrelor didactice și al părinților se vor întoarce cu rezultate remarcabile de la etapele naționale. Copiii spun că performanțele înregistrate sunt rezultatul unei munci constante și eficiente. Cu ajutorul profesorilor de la clasă, elevii și-au descoperit pasiunile și le-au dezvoltat până la acest nivel. Sincer să fiu, nu prea mă așteptam. De ce? A fost o pregătire intensă, dar nu mă așteptam să alții să fi avut rezultate mai mari, mai ales uitându-mă la clasamentul de anul trecut, unde s-au obținut punctaje mult mai mari decât acest an. Doamna mea de chimie a venit cu ideea că a văzut că îmi și place ceea ce fac și a propus să merg și la acest concurs pentru că a crezut că pot ajunge la națională. Te așteptai? Nu. Care a fost sentimentul? Am fost foarte bucuroasă. E un concurs foarte greu și am muncit foarte mult, dar tot nu mă așteptam la acest rezultat. Am avut foarte mari emoții și la proba propriu-zisă și înainte și după, mai ales după. Și după aia când am văzut că am luat 96 de puncte, am fost așa într-o stare de șoc și m-am bucurat foarte mult. Mi-am dat seama încă din clasa a 6-a că am o înclinare spre gramatică, în afară de matematică și științele exacte, îmi place foarte mult gramatica. Și la un moment dat a venit doamna profesor de română și mi-a propus să particip la Olimpiada de Română și am zis de ce nu, fiindcă oricum o să mă ajute la examenul de capacitate. Și astfel am început să lucrez și lucrând, mi-am descoperit pasiunea pentru română. Este și un paradox. Încă de mică a fost așa atrasă de științele exacte. Pe parcurs am identificat o sensibilitate spre arta cuvântului, pe care ulterior a valorificat-o prin diferite teste, lucru foarte mult și studiu intens. Este o adevărată plăcere, este un privilegiu să lucrez cu un copil talentat, creativ, muncitor, dornic tot timpul să se autodepășească. Cheia succesului este aceea că elevul este cel care îl alege pe profesor pentru a face performanță, nu invers, iar acest lucru le permite copiilor deschiderea de noi orizonturi și depășirea tuturor limitelor.